În aplauzele domnilor voastre, vă invit pentru a vă adresa câteva cuvinte pe cel care este primarul Iașiului, domnul Gheorghe Nichita! Domnul președinte Ghen Antonescu, domnul președinte prim-ministru Victor Ponta, domnul președinte Daniel Constantin, doamnă ministru, domnilor ministri, stimați colegi, oameni buni, ne-am dat întâlnire într-un număr atât de mare aici, în capitala Moldovei, în această piață istorică pentru Iași și pentru români, pentru a lansa semnalul schimbării în bine a țării. De aici, de la Iași, a pornit întotdeauna schimbarea, dar și unitatea românilor. La alegeri locale, românii au dovedit și s-au străduit să scape de minciună, de impostură, de incompetenți, de manipulatori. Românii au dat un semnal. Mai avem în trecut un singur hop pentru ca să facem dreptate românilor, oamenilor în această țară. Traian Băsescu trebuie să plece! Pe 29 iulie, la referendum, trebuie să ducem schimbarea la capăt! Oameni buni! Traian Băsescu înseamnă conflict și ură! Așa a apărut acest om, Partidul Democrat, PDL-ul, așa a ajuns la putere și așa a condus țara. A avut mare grijă să facă numai scandal, să iște scandal, să ne țină mereu țara și oamenii învrăjbiți, să țină instituțiile statului învrăjbite, să fie ura cultivată. Acest lucru trebuie să se termine pe 29 iulie. Traian Băsescu înseamnă sărăcie și umilință. Traian Băsescu a trimis sute de oameni acasă, zeci de mii de firme închise, salarii și pensii tăiate. Oamenii trebuie să plece din țară pentru ca să aibă o bucată de pâine. A închis spitale, a umilit și a pus în genunchi armata și ofițerii săi. Acest lucru trebuie să se termine. Pe 29 iulie trebuie să ieșim la referendum și să votăm da! Traian Băsescu înseamnă fățărnicie și hoție. A cerut oamenilor să strângă cuneaua, să trăiască în sărăcie, în timp ce camarila lui se îmbogățea pe marmură, pe borduri, pe construcții, pe asfaltări, pe energie. Este o hoție fără limită și fățărnicia aceasta trebuie să înceteze și să se termine pe 29 iulie. Oameni buni, până acum de câte ori a fost la strâmtoare, Traian Băsescu a plâns cu lacrimi de crocodil ca să ne păcălească. Plângea când se întâlnea cu oamenii, plângea la televiziune. Astfel, cu aceste lacrimi și-a asigurat liniștea și puterea. A venit vremea să plângă cu adevărat, să facem pe 29 iulie să-i curgă pe obraz lacrimi adevărate. Haideți la referendum și votați da!
într-adevăr, ar fi bine să-l facem pe el să plângă și să râdem și noi, că cine râde la urmă, întotdeauna râde mai bine. În minutele următoare, în fața domnilor voastre, va veni un prieten al nostru de areșenilor, dar nu numai. Să primim așa cum se cuvine pe Relu Ferechiu! Bună ziua! Bună ziua tuturor! Dragii mei, duminică este cel mai important moment de după 1989. Duminică românii au de ales între viitor și trecut. Duminică românii au de ales între a avea o viață normală într-o țară ca afară și în condițiile astea vor spune da, Băsescu să plece acasă și o țară care să se confrunte cu greutăți, o țară care să-l aibă pe același Traian Băsescu în fruntea ei. Să votăm cu toții duminică da, Traian Băsescu să plece acasă! Sunt onorat, dar totodată e o mare responsabilitate pentru mine să conduc această campanie. Conduc această campanie împreună cu Liviu Dragnea și știu cât de mare este miza. Vreau să ne ajutați, pentru că trebuie să ne ajutăm românii unul pe altul să scăpăm de Traian Băsescu. Traian Băsescu a venit ieri aici la Iași, dar Traian Băsescu nu a avut curaj să vină împreună cu cei pe care s-a bazat în acei 8 ani în care și-a bătut joc de români. N-a avut curajul să vină nici cu Anastase, nici cu Udrea, nici cu Blejnar. Și a adus niște necunoscuți care am văzut cam fură curent, pentru că ei n-au făcut deosebirea între terminarea unei baterii și faptul că se oprește curentul electric. În momentul în care li s-a terminat bateria la microfon, au spus că le-a oprit Nichita curentul. Să fie clar, curentul pentru ei s-a oprit. Duminică se oprește de tot curentul pentru Traian Băsescu. Veniți cu toții la vot! Haideți să votăm da! Haideți să-l trimitem acasă! Traian Băsescu, acum 8 ani, ne spunea tuturor să trăim bine. Să-i spunem cu toții, vrem să trăim bine, dar fără tine. Doamne ajută! Haideți duminică la vot! Mulțumim domnului Relu Ferechiu! Într-adevăr, ar fi bine să-i tăiem jurândul. Și pe urmă, dacă tot i-a plăcut să fie marinar, să-l invităm pe mare și să-l chemăm noi când avem nevoie de el. Dar până atunci se ne așteptă. În minutele următoare, în fața domnilor voastre venită tocmai din București pentru a ne susține, în aplauzele și urarele publicului, va lua cuvântul doamna Ecaterina Andronescu! Dați-mi voie să vă salut cu tot respectul pe dumneavoastră, cei care v-ați adunat într-un număr atât de mare, și pe cei care nu sunt aici, dar sunt convinsă că sunt acasă și ne ascultă cu foarte mare atenție. Soliștii din orchestra pe care ați ascultat-o spunea că vor o țară ca afară. Noi vrem o țară normală aici, vrem o Românie normală aici, o Românie în care să nu se închidă școlile, o Românie în care copiii noștri să nu fie abandonați, să fie educați cum se cuvine. O Românie în care să nu se închidă spitalele și oamenii să moară la porțile spitalelor închise. O Românie în care oamenii să nu fie dați afară, să aibă fiecare un loc de muncă și fiecare să-și poată construi viața în normalitate. Vreau împreună cu dumneavoastră, vrem o Românie normală și de aceea cei care au guvernat 8 ani această țară și ne-au adus în minciună permanent și în sărăcie să plece. De aceea votăm da pe 29 iunie. Vrem să avem un președinte care să nu ne mai mintă. Vrem
avem un președinte care să unească poporul acesta, nu să-l dezbine. Și acest președinte va fi Crin Antonescu. Să ne ajute Dumnezeu și dumneavoastră toți pe 29 iulie să votați da la referendum. Să plece acasă cei care au adus sărăcia în țară. Doamne ajută! De noi ține dacă vrem schimbare sau nu. Avem puterea să schimbăm soarta care nu ne-a convenit până acum. Mergem pe 29 iulie la referendum. Votăm da și primim pe Băsescu la plimbare. În minutele următoare, în fața voastră va veni un fost student din campusul Tudor Vladimirescu. A ajuns acum președintele Consiliului Județean Iași. În aplauze și urale îl invit în scenă pe Cristian Adomiței. Domnilor președinți, doamne, domnilor miniștri, dragi ieșeni, dragi români, este o mare bucurie ca cel mai important meeting, cel mai important eveniment din toată țara să se desfășoare în această zi la Iași. Mai este joi, joia viitoare, ultimul mare meeting la București. Precum în istorie, semnalul unirii, semnalul unității poporului român pleacă din nou de la Iași, precum Unirea Mică, se desăvârșește la București și toată țara, Ardeal, Moldova și Muntenia vor spune într-un singur glas: duminica viitoare, da! Pentru toată lumea, da! În unitate, da! Ieri la Iași au fost 3.000 de oameni ai domnului președinte și nu a avut curajul nici măcar să... A stat doar între ei și nu a avut curajul să vadă măcar un singur ieșean, altul decât ai lui, pe nimeni. Țineți minte, băile de mulțime! I-a fost frică, a venit, a stat ascuns, a mers în mijlocul alor lui și a plecat direct la București. Nu s-a întâlnit cu niciun român normal, de pe stradă, cu problemele sale, cu lipsa locurilor de muncă, cu banii tăiați. Nu a avut curajul să dea ochii cu niciun român adevărat. A fost doar cu ai săi. I-a ascuns pe Udrea, a ascuns-o pe Anastase, pe Videanu. La Iași am pierdut din cauza lui și a oamenilor săi societatea de drumuri și poduri. Am pierdut 25.000 de locuri de muncă în 4 ani. Era să pierdem fortusul. Facem niște eforturi extraordinare să păstrăm fortusul și să facem și alte locuri de muncă. Este obiectivul cel mai important pentru oricare conducător. Locurile de muncă și oamenii să aibă unde munci și să fie mulțumiți. Pentru asta am nevoie de muncă, de unitate. Am nevoie de un guvern care să poată să fie lăsat să facă ceea ce un guvern trebuie să facă. Locuri de muncă și bunăstare pentru români. Numai Băsescu și ai lui din totdeauna au vrut scandal și au vrut dezbinare între oameni ca ei să poată conduce și fura în liniște. Doamnelor și domnilor, dragi români, pe 29, peste o săptămână, trebuie să mergem toți așa cum este aici. Au fost 3.000 la Băsescu, suntem 25.000 aici. Acesta este poporul. Să trăiți cu drag pe 29 la vot cu toții. Da! Toți cei care nu vor vota trebuie să știe că prin neprezentarea la vot ei îl ajută pe Băsescu. Dacă nu vor să-l ajute pe Băsescu, să meargă la vot, să voteze ce vor, dar să meargă la vot. Cu mare drag, Doamne ajută să trăiți! Două secunde, vreau să fac o precizare. Dacă până acum ce spunea de domnul Băsescu că era obișnuit cu baia de mulțime, între timp și-a dat seama că situația cam nu miroasea bine și a zis că nu mai e necesar să mai facă baie.
De aceea ați văzut că Băsescu a făcut doar 3 mitinguri în țară. Unul la Cluj, unde are primar, unul la Iași, dar s-a ascuns, mai face la București unul și atât. Poporul, în schimb, ați văzut, la Craiova, în Ardeal, în Moldova și la București, își spune cuvântul. Da, duminică pe 29, da! Mulțumim, domnului Adomiței! Mare, mare problemă, ce să facem dacă omul e obișnuit ca o marină și a dat seama că poate fi înconjurat de apă și nu mai vede boaia de mulțime. Mergem în minutele următoare la un alt invitat de seamă, la aplauzele și urmările voastre, invită în scenă pe domnul Titus Corlățean. Haideți să primim cu aplauze! Bună ziua, Moldova! Bună ziua, România! Bine v-am găsit! Vreau să mulțumesc tuturor celor care astăzi au simțit românește și au venit aici, la Iași, în inima Moldovei, pentru a fi alături de președintele României, domnul Crin Antonescu, și de primul ministru al României, domnul Victor Ponta. Vreau, în același timp, să vă rog să-i aplaudăm pe cei care au avut curajul în luna ianuarie acestui an să iasă în piața universității. Au avut curajul și demnitatea românească de a protesta încă din ianuarie acest an. Acești oameni sunt astăzi prezenți la Iași, sunt alături de noi și vă rog să-i aplaudăm! Iulie este o zi importantă pentru viitorul României și este un moment al adevărului. Sunt 8 ani de când cineva care a pretins că va fi președintele tuturor românilor ne-a vorbit și încă dorește să ne vorbească despre România și despre români. Ne-a vorbit despre cum va reforma statul și cum va reforma instituțiile, despre cum va fi viața mai bună în România și care este astăzi situația în țara noastră. Peste 100 de spitale au fost închise. Medicii au fost invitați de acest om să plece din țară la o viață mai bună. Profesorii și elevii au fost batjocoriți. Pensionarii României, cărora trebuia să se adreseze cu respect. Pensionarii României au fost batjocoriți de acest om. Oamenii și-au pierdut locurile de muncă sau li s-au tăiat salariile cu cinism, pentru că nu a dorit să se atingă de averile celor care constituie grupul său de interese. Asta este România de astăzi și faptul că la 8 ani de președinție a lui Traian Băsescu românii spun că vor o țară ca afară, e un lucru care mă doare și ne doare foarte mult. România merită mult mai mult și românii merită o viață mai bună. Pentru asta însă avem nevoie de mobilizare și solidaritate. Avem nevoie de demnitate în ceea ce facem și avem nevoie ca pe 29 iulie să fim cu toții prezenți la referendum pentru a vota da pentru demiterea lui Traian Băsescu. Da pentru demiterea lui Traian Băsescu. Mă rog la bunul Dumnezeu să binecuvânteze România și pe români. Și mă rog bunului Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne dea minte limpede și solidaritate și determinare pentru a ieși pe 29 iulie la vot, la referendum. E un lucru pe care vreau să vi-l spun, pentru că suntem la Iași, suntem în Moldova. Nu am acceptat niciodată, și m-a durut acest lucru, faptul că acest om care a vorbit despre binele României și binele românilor de pretutindeni s-a folosit în mod rușinos de sentimentele fraților noștri de dincolo de Prut, de sentimentele românilor din Republica Moldova în interes personal. Și a fost o minciună. Vreau să spunem astăzi, de la Iași,
fraților noștri din Republica Moldova. Da, merită un viitor european și un viitor românesc alături de România. Da, merită tot sprijinul românilor din România, din țara mamă. Și merită ca președintele Crin Antonescu și merită ca primul ministru Victor Ponta să conducă România și să fie alături de frații noștri din Republica Moldova cu cinste, cu onestitate și cu credință românească. Vă invit pe toți la 29 iulie să veniți la referendum și să votați da pentru demiterea lui Traian Băsescu și da pentru un viitor bun al României și a românilor. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule! Haideți să facem un joc, pentru că e o zi de sărbătoare și vrem să ne și distrăm. Noi nu suntem stresați, precum este suspendatul. Și ca să vadă atât echipa sa, cât și toată România, vocea voastră, că asta e foarte important, ceea ce crede românul de rând, da? Facem în felul următor, eu vă spun, la referendum votăm da și lui Băsescu îi spunem... Haideți să încercăm împreună să vedem ce iese. La referendum votăm da și lui Băsescu îi spunem... Da! În aplauzele domnilor voastre ne vin în scenă pe domnul Varușan Voscarian! Dragi prieteni, acest meeting deschide o săptămână grea de luptă politică, dar în același timp ne pune pe noi sub semnul încrederii, pentru că, într-adevăr, este cel mai puternic semnal dat până acum jandarmeria, căreia îi mulțumim pentru felul în care a asigurat ordinea. Ne comunică că cifra este acum de 30.000 de participanți, că în restul tuturor bine ați venit! Și nu este întâmplător faptul că aici, la Iași, avem această mulțime copleșitoare, pentru că aici, la Iași, de 24 ianuarie 2011, noi am decis să formăm Uniunea Social-Liberală. Practic, acțiunea de demitere a lui Traian Băsescu a început aici la Iași în 24 ianuarie 2012, atunci când ieșenii, în mod răspicat, i-au arătat lui Traian Băsescu și a lor lui că nu-i mai vor. Eu sunt senator de Iași, sunt mândru de acest lucru și vă felicit și vă mulțumesc! România pe care ne-o propune Traian Băsescu este o Românie pe care noi o respingem, în care albul e negru și negru e alb, ca și cum în buletinele noastre, în loc de fotografie, am avea o radiografie a noastră. Pentru că pentru el minciuna ține loc de adevăr, necinstea ține loc de cinste și disprețul de român ține loc de dragoste față de românii pe care îi folosește. Ei spun să ne luăm țara înapoi. Acum 20 de ani, noi care eram atunci tineri, și prin asta vreau să lansez un mesaj tuturor tinerilor din România, pentru că acum au prilejul să facă un viitor așa cum doresc, noi spuneam atunci să ne luăm țara înapoi de la cei care ne-au furat-o. Dar noi atunci ne revoltam împotriva unei tinereți zădărnicite din vremea comunismului. Noi care stricam eram oprimați de ieri. Lor ne e rușine să spună să ne luăm țara înapoi de la cei care ne-au furat-o, pentru că cei care au furat-o sunt chiar ei. Ei sunt guvernanții de ieri. Ei nu vor să ia țara pentru că vor să recupereze o viață netrăită, așa cum am făcut noi în anii 90. Ei cred că România e un sac de cartofi pe care poți să-l cari în spinare de colo-colo și să-l întești în propria cămară. Nu, Traian Băsescu! Nu!
România nu este mod exclusiv al nimănui, noi suntem ai României și asta o vom dovedi pe 29 iulie. Unii spun... Unii spun, nu trebuie demis, pentru că n-a încălcat în mod grav Constituția. El s-a considerat președintele Partidului Democrat și șeful Guvernului. El a șignit răsputeri pe liderii opoziției. A șignit femeile, a șignit persoanele cu handicap, a șignit categoriile profesionale, a șignit în ansamblu etnii întregi. A fost de două ori sancționat de Consiliul pentru Discriminare. Avem în fruntea țării un președinte care este recidivist în ce privește șignirea poporului român. Noi avem nevoie de un președinte cu care să ne mândrim, un președinte care să ne apere prin Constituție și nu un președinte căruia să-i măsurăm cu metru cât de tare a călcat Constituția. În materie de Constituție nu există să o calci mult sau puțin. Dacă ai călcat-o măcar cu un milimetru, înseamnă că nu ți-ai făcut datoria de președinte și trebuie să pleci acasă. Un singur cuvânt mai vreau să vă spun tuturor generațiilor. Nu uitați, acest da nu este numai pentru Traian Băsescu să plece. Acest da este în primul rând pentru noi. Tranziția se va încheia atunci când românii vor avea din nou încredere în ei înșiși. În clipa în care românii vor vedea la 29 iulie că viitorul lor e în mâna lor și că ceea ce vor ei se va întâmpla și cei pe care nu vor trebuie să plece acasă, atunci românii nu vor mai vedea propria țară ca un spațiu al deznădejdii și al dezolării, ci vor avea din nou încredere în ei. De aceea vor votăm da pentru demitere, dar și da pentru viitorul nostru. Vă mulțumesc tuturor și vă felicit! Mulțumim domnului Vareșan Vosania! Și apropo de acest era domnul Vosania, ei spun că nu ar trebui demis, dar în momentul în care a tăiat pensiile, nu i-a păsat. Când a micșorat salariile, nu i-a păsat. Nu ar trebui oare să ne pese că îi micșorăm mandatul? Ca atare, pe 29, mergem la referendum și votăm? Și îi spunem lui Băse! Să le vin în fața domnilor voastre pe domnul Daniel Constantin! Bună ziua, dragi prieteni! Bine v-am găsit într-un număr atât de mare! Ieri, așa cum spuneau și colegii noștri, într-o altă piață, în orașul dumneavoastră, 3.000 de oameni au încercat să transmită că Moldova îl susține pe Traian Băsescu. De aceea aș vrea de la început să clarificăm câteva lucruri și vă întreb în mod direct. Dorește Iașu să-l demită pe Traian Băsescu? Doresc cei din Suceava să-l demită pe Traian Băsescu? Doresc cei de la Bacău să-l demită pe Traian Băsescu? Doresc cei din Vaslui să-l demită pe Traian Băsescu? Cei din Botoșani? Stimați colegi, aș vrea... Neamțu dorește să-l demită pe Traian Băsescu? Dragi prieteni, aș vrea ca toată țara să știe un lucru foarte clar. Moldova dorește să-l demită pe Traian Băsescu? Moldova va participa într-un număr foarte mare la vot, la referendum. Tot ieri, dragi prieteni, Traian Băsescu a venit în fața 3.000 de oameni să spună câți oameni a băgat el la pușcărie și câți va băga la pușcărie dacă se va întoarce la Palatul Cotroceni. Uitând că se află în Iași, în Moldova, acolo unde se află o mare parte din cei pe care i-a protejat să bage mâna în buzunarul dumneavoastră. De aceea aș vrea să le mulțumesc tot celor din Suceava, că l-au demis și l-au trimis în fața legii pe Gheorghe Flutur. Vă mulțumim foarte mult!
10 iunie și l-au trimis să răspundă în fața legii pe vărul lui Gheorghe Flutur, pe Cătălin Flutur. Aș vrea să le mulțumesc celor din Neamț care prin votul lor au încercat să-l trimită în fața legii pe împăratul energiei din România, pe Gheorghe Ștefan. Dragi prieteni, toți acești oameni protejați al lui Traian Băsescu nu mai au decât un singur gând, acela de a-l menține pe protectorul lor la Cotroceni pentru a fi păziți în continuare de lege. Aceasta este singura miza lor. Vă chemăm la vot, ca prin votul dumneavoastră, toți acești oameni pentru care ați votat să se facă dreptate, să ajungă să plătească pentru ceea ce au făcut împotriva poporului pe care l-au condus. La mitingurile de la Neamț, la mitingurile de la Suceava, la mitingurile de la Iași, că acești oameni trebuie să plătească, că suntem într-un război, că am câștigat o bătălie atunci când a reușit să-l demitem pe Emil Boc și Elena Udrea. Am câștigat o altă bătălie atunci când s-a instalat un guvern al Uniunii Social-Liberale condus de Victor Ponta. Se vorbește în aceste zile de cu totul și cu totul alte lucruri decât cele care vă interesează pe dumneavoastră. De cu totul și cu totul alte lucruri decât relele pe care le-a făcut Traian Băsescu și guvernele sale. De aceea vreau să vă mai întreb câteva lucruri foarte clare. A tăiat sau nu Traian Băsescu salariile? A furat sau nu Traian Băsescu cu Roberta Anastase pensiile? I-a trimis Traian Băsescu pe medici în afara țării? A spus Traian Băsescu că Elena Udrea e cel mai bun produs al politicii românești? Pentru toate aceste lucruri, Traian Băsescu trebuie să fie demis. Pentru toate aceste lucruri, Traian Băsescu trebuie să plătească în fața cetățenilor. Uniunea Social-Liberală și-a făcut datoria în Parlamentul României. Acum este rândul dumneavoastră. Traian Băsescu trebuie să fie judecat de popor, de dumneavoastră, pe 29 iunie. Telecomunicațiile speciale cu serviciile speciale din România. Trebuie să-i mulțumim domnului Crin Antonescu. Am o singură nelămurire. De ce Traian Băsescu vrea să aibă numai convorbiri securizate? De ce Traian Băsescu vrea ca numai telefoanele dumneavoastră să fie ascultate și ale lui nu? Traian Băsescu este un cetățean ca și dumneavoastră. Lui Traian Băsescu, răspunsul este foarte simplu. Lui Traian Băsescu este frică să trăiască ca simplu cetățean într-un stat polițienesc pe care el l-a format. Lui Traian Băsescu e frică să se întoarcă printre oameni. Acesta este răspunsul. Dragi prieteni, Traian Băsescu se ascunde acum ca un laș și el și cei care l-au slujit atâta timp. Se ascunde în fața pragului de 50%. Haideți să-i dăm o lecție lui Traian Băsescu. Prezentați-vă în număr mare la vot și trimiteți-l acasă pe Traian Băsescu. Votați da pentru România, votați da pentru Europa, votați da pentru copiii noștri. Așa să-l ajute Dumnezeu. Ieri au fost 3.000 de oameni, astăzi sunt 30.000 aici. Raportul ne convine, însă să nu ne lăsăm duși de nas. Avem nevoie ca toți românii să vină la vot și pe 29 la referendum să votăm și lui Băse să-i spunem. Iar în aplauzele domniilor voastre, îl invit aici
în Piața Unirii pentru a vă vorbi, așa cum știe foarte bine să o facă, pe cel care duce luptă piept la piept cu domnul suspendat. Prim-ministru României, domnul Victor! Bună ziua, Iași! Bună ziua, Moldova! Sunt mândru să mă bat cu Traian Băsescu pentru dumneavoastră! Sunt mândru să fiu de partea românilor când vor scăpa de cel mai mare blestem al României de după 89, Traian Băsescu și mafia lui! Am venit astăzi alături de dumneavoastră, așa cum am fost în Craiova, alături de cei din Oltenia, așa cum am fost în Ardeal, așa cum voi fi la București, am venit să vă spun că eu, Victor Ponta, cu inima deschisă și cu gândul la această țară, pe 29 iulie voi vota da la referendum. Și am venit să vă spun că am încredere că poporul român, în majoritatea sa absolută, va veni pe 29 iulie să voteze da la referendum. Eu vreau să spun da pentru demiterea lui Băsescu, dar nu vreau să-i zic pa, vreau să ajungă în fața legii să plătească pentru ce a furat poporului român. Stimați ieșeni și stimați locuitori ai Moldovei! Vreau să vă aduceți aminte de ceva. În urmă cu un an și jumătate, de 24 ianuarie, ziua românilor și ziua Unirii, aici, în această piață, aici, chiar aici, a venit Traian Băsescu, președintele trădător al României. Iar cei primii, pentru că îi văd aici, primii care au spus pleacă acasă trădătorul, au fost cei de la cadrele militare disponibilizate. Apoi, întreaga piață i-a spus pleacă acasă coruptule și trădătorule. După care întreaga Românie a spus pleacă în fața legii coruptule și trădătorule. Eram aici, în urmă cu un an și jumătate, cu președintele Partidului Național Liberal, domnul Crin Antonescu, ne-am dat seama atunci că datoria noastră față de dumneavoastră, nu față de partidele pe care le conducem, este să-l aducem pe Traian Băsescu în fața judecății românilor. Și pe 29 iulie, dumneavoastră, românii, îl veți judeca și veți spune da pentru demiterea lui Traian Băsescu. Datoria față de dumneavoastră și față de toți românii, față de toți cei care votează USL sau votează alt partid, față de toți cei care vor să trăiască în această țară, să vă spun însă, să vă spun nu doar ce a făcut Băsescu, asta știți foarte bine, ci ce anume trebuie să facem noi fără Băsescu. Ați văzut că Băsescu și gașca lui de mafioți în aceste zile n-au făcut altceva decât să ne insulte, să ne calomnieze, să ne înjure. Vreau să vă zic un lucru. Nu doar că rezist în continuare, sunt mândru să fiu înjurat de Băsescu, care i-a înjurat pe pensionari, care i-a înjurat pe medici, care i-a înjurat pe profesori, care i-a înjurat și umilit pe toți românii. Sunt mândru să fiu un român ca toți ceilalți români insultați și jigniți de Traian Băsescu. Dar alături de dumneavoastră, alături de dumneavoastră și pentru dumneavoastră,
alături de dumneavoastră și pentru dumneavoastră am responsabilitatea și datoria ca prim-ministru al României să vă spun ce trebuie să facem în continuare și asta depinde de votul românilor din 29. Am venit la guvernare de 2 luni și am spus că trebuie să dăm din nou respect, trebuie să dăm înapoi banii profesorilor, medicilor, pompierilor, polițiștilor. Băsescu a spus nu, eu am spus da și așa vom face dacă dumneavoastră spuneți da pe 29. Am venit la guvernare de 2 luni și am spus că trebuie să dăm înapoi pensionarilor din această țară ceea ce Băsescu le-a furat. Noi am spus da, Băsescu a spus nu, vom da înapoi pensionarilor dacă dumneavoastră spuneți da pe 29. Am venit la guvernare de 2 luni și am spus să terminăm cu jaful, cu jaful dus de Pleșnar, de Plaga, de toți cei care au controlat și au furat această țară. Noi am spus da, terminăm cu jaful, Băsescu a zis nu, ei au furat pentru mine, lăsați-mi în pace. Trebuie pe 29 să spunem da și Băsescu, cu Pleșnar, cu Plaga, să ajungă toți acolo unde este primarul lor de la Cluj, Apostu, în fața legii și în fața judecății acestei țări. Am venit la guvernare și am spus că de ani de zile băieții deștepți care i-au sponsorizat campaniile lui Băsescu, băieții deștepți protejați de Videanu, trebuie să nu mai fure 1 miliard de euro din banii României în fiecare an. Băsescu a zis nu, lasă-i în pace că au furat pentru mine și pentru campania mea. Eu vin și vă spun să spunem da pentru ca Băsescu să fie demis și pentru ca cei care ne fură 1 miliard de euro pe an să nu mai poată să facă lucrul ăsta în continuare. Spuneți da pe 29 și scăpăm de Băsescu și de hoții lui. Am venit de 2 luni la guvernare și am spus că trebuie să redeschidem spitalele pe care Băsescu le-a închis. Băsescu a zis nu, lasă-i pe oameni să moară în fața spitalelor. Pe mine nu mă interesează. Pe mine mă apără oamenii mei, serviciile mele, telecomunicațiile mele. Un securist este apărat doar de securitate și este dat jos de oameni prin votul lor pe 29. Am venit la guvernare și am spus trebuie să-i ajutăm pe cei care creează locuri de muncă. Trebuie să-i ajutăm să nu mai le ia statul banii din TVA decât atunci când îl încasează. Trebuie să-i ajutăm pe oameni să angajeze tinerii care, iată, termină licee sau facultăți și Băsescu le-a zis să plece în altă țară. Eu vă spun da, trebuie să angajăm tinerii din această țară. Băsescu a zis nu, iar dumneavoastră trebuie să spuneți da pe 29. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le facem împreună și pe care Băsescu de fiecare dată le-a spus pur și simplu nu vreau să le fac, eu sunt deasupra poporului, eu sunt deasupra Constituției, mă apăr împotriva voastră și nu puteți să-mi faceți nimic. Eu vreau să vă rog pe toți românii, pe 29, să arătăm că regimul Băsescu, că regimul securist și mafiot al lui Băsescu va fi dat jos de oamenii acestei țări care vor vota da! Și mai vreau să vă mai promit un singur lucru important pentru această țară. Un prim-ministru trebuie să-și facă datoria față de oameni și trebuie să fie sprijinit, nu sabotat, nu șantajat, nu amenințat, trebuie să fie sprijinit
de cel care cu adevărat îi reprezintă pe români, de un președinte așa cum cred și vă spun că va fi Crin Antonescu. Îmi iau angajamentul în fața dumneavoastră că împreună cu președintele țării Crin Antonescu vom face ceea ce am promis pentru oamenii acestei țări, vom repara ceea ce a distrus Băsescu, îi vom pedepsi pe oamenii lui Băsescu care au vrut să distrugă această țară. Știți de ce era așa supărat Băsescu că acum două luni au pierdut guvernarea? Pentru că el cu Mihai Răzvan Ungureanu deja aveau vândută țara străinilor și celor care le dau lor șpagă. Vreau să vă rog să ne sprijiniți, să ne salvăm țara de hoții, de hoții Băsescu și Ungureanu, să ne apărăm țara și să ne-o păstrăm pentru noi, nu pentru cei care vor să o cumpere pe degeaba, care vor să dea oameni afară și care vor încă o dată să trăiască pe spinarea acestei țări. Vin și vă spun încă o dată și vreau să-i spun lui Băsescu, cel care stă speriat și turbat ca un scorpion care vrea să înțepe pe toți românii, să-i spun că vara aceasta nu se poartă albul lui, vara aceasta se poartă tricolorul României. Pe 29 iulie, în urmă cu aproape 150 de ani, s-a cântat Deșteaptă-te române. Pe 29 iulie, seara, românii vor arăta că s-au deșteptat, vor arăta că au pedepsit încă un dictator și încă un dușman al acestei țări, iar eu vă promit că împreună cu dumneavoastră voi purta tricolorul acestei țări pentru România. Jos Băsescu, trăiască România, da la referendum! Mulțumim, domnului prim-ministru! Așa cum vă spunea domnul Victor Ponta, avem nevoie de un președinte cu care să ne mândrim. Un președinte care să ne susțină interesele noastre, nu ale sale personale. Sunt sigur că în ceea ce privește părerea voastră, îl susținem necondiționat pe președintele nostru, Crin Antonescu. Pentru asta am nevoie de ajutorul vostru. Noi nu vrem să mai demonstrăm încă o dată că îl susținem. De asta toată lumea este sigură. Dar vrem să-i arătăm ce gândește Iașul, ce gândește Moldova, ce gândește România despre Traian Băsescu. Am nevoie de ajutorul vostru, ridicăm mâinile sus și aplaudăm cu toții. Ia să vedem cum putem cânta împreună. Băsescu, la revedere! Pentru ca tot românul să fie fericit la Iași, președintele României, Crin Antonescu a venit! Aici ca să vă spun acest lucru limpede și ca să-l spun nu doar dumneavoastră, ci tuturor cetățenilor României. Duminică 29 iulie, veniți la vot! Vă spun întâi de toate următorul lucru. Se vor întreba și vor critica mulți prezența mea pe această scenă. Și am să vă explic simplu. Sunt aici împreună cu voi și împreună cu acești oameni pe lângă mine
pentru că sunt cinstit, pentru că nu sunt ipocrit. Traian Băsescu a venit ieri la Iași și nu l-am văzut să aibă alături de el pe Emil Boc, pe Elena Udrea, pe Adrian Viteanu, pe Sorin Pleșnar. Cu acești oameni Băsescu a condus România. Cu acești oameni Băsescu a umilit România. Cu acești oameni Băsescu, dacă votul dumneavoastră nu-l trimite acasă, va conduce din nou România. Nu a avut curajul să vă spună. Eu. Toată România, împreună cu Ponta, cu Adomniței, cu Nichita, cu Fenechiu, cu Bosganian, cu Corlățean, cu Stavarache, cu Benea, împreună cu ei am luptat, împreună cu ei am construit, împreună cu ei voi merge mai departe, o spun toți! Da, mie nu mi-e rușine să spun că după plecarea acasă a lui Traian Băsescu și după alegerea unui președinte al României, va trebui să lucrăm împreună, toți, președinte, parlament, guvern, administrație locală, toți pentru România și asta vom face! Pe toți cetățenii României să înțeleagă că acum nu mai este războiul lui Băsescu cu partidele politice. Partidele politice prezente aici și altele și-au purtat războiul cu Traian Băsescu și l-au adus în fața dumneavoastră. Pe 29 este războiul lui Traian Băsescu cu majoritatea cetățenilor României. Veniți la această luptă, pentru că de ea depinde soarta noastră a tuturor și a copiilor noștri. Veniți la vot cu toată suferința pe care ați adunat-o în acești ani. Veniți la vot cu toată umilința pe care ați suportat-o voi, părinții voștri, copiii voștri, în toți acești ani. Veniți la vot cu toată speranța care v-a mai rămas pentru această țară. Veniți la vot pentru a răspunde dacă ați fost umiliți sau nu. Da sau nu? Veniți la vot pentru a spune dacă ați fost șefuiți, sărăciți în acești ani, da sau nu? Veniți la vot ca să spuneți dacă Traian Băsescu a încălcat Constituția în repetate rânduri, da sau nu? Veniți la vot pentru a răspunde la întrebarea dacă Băsescu a mințit, da sau nu? Veniți la vot fără ură. Veniți la vot fără dorință de răzbunare. Nu vă chem la ură, nu vă chem la răzbunare. Vă chem la unitate, la încredere, la dragoste de țară și dragoste între noi. Deci vă chem la vot să răspundeți la întrebarea dacă mai credeți că România
poate să aibă un viitor pentru noi toți. Da sau nu? Veniți la vot pentru a răspunde dacă vrem o Românie în Europa. Da sau nu? Veniți la vot pentru a răspunde dacă vrem o Românie în picioare. Da sau nu? Ultima și cea mai mare minciună a lui Traian Băsescu este cea pe care a spus-o și la Iași. Este minciuna pe care o răspândesc cu nerușinare oamenii lui. Și anume că dacă poporul român îi va spune pa lui Traian Băsescu, îi va spune destul lui Traian Băsescu, îi va spune pleacă lui Traian Băsescu, România va fi scoasă din Europa. Dragii mei, Traian Băsescu e un om care a fost obișnuit să aibă mereu pe cineva în spatele lui. A avut în spatele lui Partidul Comunist Român. Era în nomenclatura comunistă când a fost Revoluția din decembrie. Nu eu, nici Ponta. A avut în spatele lui Securitatea lui Ceaușescu când stătea la Anver. Și când eu sau Ponta nu credeam că o să vedem Europa în viața noastră, acum minte că are în spatele lui Statele Unite și Uniunea Europeană. Este o minciună! Nimeni în lumea liberă, nimeni în lumea democratică nu condiționează o țară ca România de prezența unui om ca Băsescu. Toți vrem democrație, stat de drept, libertate, toți vrem drepturi. Și nu uitați, toate drepturile fundamentale prevăzute în Constituție, dreptul la proprietate, dreptul la muncă, dreptul la educație, dreptul la sănătate, dreptul de liberă circulație, dreptul de liberă exprimare, toate sunt condiționate și apărate de dreptul de vot. Exercitați-l duminica viitoare, luați-vă drepturile înapoi, folosind dreptul de vot. Noi toți suntem europeni, noi toți vrem în Europa. Diferența dintre mine și Băsescu e următoarea. Eu vreau o Românie în picioare. Eu vreau o Românie care respectă și este respectată. Eu vreau o Românie care să nu mai fie confundată în Europa cu hoți și cu cerșetori, ci o Românie căreia să îi se mulțumească pentru mințile strălucite. Copiii acestui popor pe care îi dăm fiecare an Europei și lumii, o Europă care să ne mulțumească pentru sutele de mii de oameni din România care muncesc cinstit acolo pentru a-și câștiga existența. Vreau o Românie demnă, parteneră și nu slugă, și o vom avea! Vreau o Românie în care niciodată președintele acestei țări sau vreun alt demnitar să nu mai aibă curajul să jignească militarii, veterani, rezerviști sau activi care apără această țară. Să nu mai aibă curajul să jignească niciodată profesorii și învățătorii care cresc copiii acestei țări. Să nu mai aibă curajul niciodată să jignească niciun cetățean român care își plătește impozite, muncește și își crește copii în țara asta. Vreau o Românie normală! Duminică depinde ca niciodată soarta acestui popor de fiecare vot. Spuneți asta rudelor, prietenilor, vecinilor voștri. Indiferent dacă votează da sau nu, trebuie să vină, au datoria morală de a veni la acest vot. Pentru că noi, alegătorii de azi din România,
avem o răspundere pentru întregul popor. Și poporul, nu uitați niciodată, nu suntem doar noi, alegătorii. Poporul înseamnă toată istoria noastră și tot viitorul nostru. Poporul înseamnă părinții noștri care nu mai sunt și copiii noștri care nu s-au născut încă. Poporul înseamnă demnitatea și libertatea unei țări în istorie și în lume. Români, stă în mâna noastră. Veniți să spuneți duminică dacă mai credeți că putem avea un viitor prosper și demn. Da sau nu? Victorie! 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 E cât se poate de clar. Vreau să mai spunem împreună să ne audă Iașul, să ne audă Moldova, să ne audă România. La referendum votăm și lui Bă să-i spunem. Hai cu mine sus, cine are palme să aplaude, cine are gură să țipe. Păsescu, la revedere!